Îți amintești sunetul Crăciunului din copilărie? De glasul copiilor râzând și rostind poezii. Iată, uite, glămadă. Înalță omul de zăpadă. Și de muzica de pe magnetofonul lui tata, ce mereu anunța pregătirile pentru masa de Crăciun. Chiar dacă timpul a trecut, obiceiurile erau rămas aceleași. Iar muzica de atunci continuă să răsune și astăzi. Și chiar dacă nu se aude din magnetofonul lui tata, ea păstrează atmosfera sărbătorilor din copilărie la fel de vie ca odinioară. Avestor, pune suflet în sunetul Crăciunului.